În jurul prânzului, un bărbat mascat a intrat în sediul unei bănci care se află în centrul orașului Craiova și unde lucrau doar două angajate. Le-a amenințat pe cele două femei cu arma și le-a obligat să-i dea toți banii. Speriate, cele două angajate ale băncii au dat toate încasările pe care le făcuseră până la acea oră, respectiv 20.000 de lei. Bărbatul care purta cagulă s-a făcut nevăzut apoi cu banii. Cele două angajate ale băncii s-au speriat teribil după această experiență. Polițiștii au început să facă imediat cercetări și au deschis o anchetă pentru a identifica pe bărbatul care le-a amenințat cu arma pe cele două femei și a furat o sumă de bani.